Bună, dragilor! Aceasta este o nouă serie. Am gândit o serie ceva mai motivațională, dacă aș putea spune așa, în care aș vrea eu să vă povestesc despre experiențele mele și o să avem foarte, foarte, foarte multe subiecte variate care cred eu că pe unii dintre voi vă va ajuta în mod real, pentru că dacă aș fi fost de vârsta, nu știu, unora de la liceu sau chiar, de ce nu, chiar și la vârsta mea, mi-ar fi plăcut să aud niște oameni care vorbesc despre lucruri mai problematice. Nu știu, că vorbim despre lipsa de încredere în sine, că vorbim despre dacă îți poate garanta școala și notele mari îți pot garanta succesul. Ăsta este unul dintre subiectele pe care eu nu le-am văzut ca fiind abordate și oricum astea sunt doar așa, câteva aspecte. Astăzi, așa cum ați văzut, în primul episod din această serie, care sper eu foarte, foarte mult să vă placă, nu avem oarecum un decor, pentru că m-am gândit eu să fie totul super simplu și foarte transparent, cât se poate de transparent. Astăzi vorbim despre de ce femeile, și nu trebuie să fie neapărat în cazul valabilor în cazul femeilor, de ce n-ar trebui să ne comparăm sau de ce nu ar trebui să vrem să fim ca Bella Hadid sau... Gigi Hadid sau oricare astfel de model de succes. În primul rând aș vrea să vă subliniez și să vă spun, să vă mărturisesc faptul că acest videoclip a fost inspirat de Selena Gomez, da, atunci când probabil că știți unii dintre voi, ea a făcut un videoclip pe TikTok în care a spus My name is Selena Gomez și că nu ar suna atât de bine ca acel celebru videoclip cu My name is Bella Hadid. So, My name is Bella Hadid. My name is Selena Gomez. See, it doesn't even sound sexy. Adică toată lumea vrea să fie ca Bella Hadid, inclusiv Selena Gomez. Și ceea ce este vorba aia. Foarte ciudat, cel puțin. Nu știu dacă este adevărat sau dacă ea chiar credea ceea ce spunea în acel videoclip. Cert este că m-a pus foarte mult pe gânduri. M-a pus pe gânduri de câte ori mi-am spus eu în minte ce mult aș vrea să fiu ca X, Y, Z, vedetă, Z, nu știu, model și așa mai departe. Și mi-am dat seama că este o problemă foarte mare a noastră, mai ales a femeilor, dar și a bărbaților, să nu neglijăm și pe domni. Și... chiar dacă poate voi să zicem că sunteți printre fericitele care nu și-au pus astfel de întrebări sau nu și-au dorit astfel de lucruri, cred că o să vă intereseze acest subiect, pentru că nu vorbim doar despre Bella Hadid, evident că nu vorbim despre asta, vorbim despre de ce ne comparăm cu astfel de persoane. Și am început să mă gândesc de ce unii sau chiar eu aș vrea să fiu ca, nu știu, Bella Hadid, să o luăm pe ea exemplu. Pentru că este un model de succes, pentru că are bani, pentru că a fost cu The Weeknd și ăsta probabil că poate fi pentru unii un motiv. Sau de ce? Pentru că arată superb, pentru că este perfectă. De ce ne-am dorit să fim perfecți? Și așa că gândiți-vă care este motivul pentru care continuați să vă comparați cu o persoană celebră. De obicei asta este un model. Și vine întrebarea, voi chiar credeți că anumite persoane publice care arată perfect, nu au anumite probleme, nu au trust issues, nu au astfel de probleme, nu credeți că ele însele chiar sunt mulțumite cu felul în care arată? Pentru că eu nu cred și am și cercetat acest lucru și vă zic că dacă mă întrebați dacă Bella Hadid are probleme asupra aspectului fizic, vă zic eu că are. Și este orice model, indiferent de cât de mulți bani ar avea și cât de mult succes ar avea. Nu e așa că este foarte ciudat? Că este un paradox? Poți să fii bogat, poți să fii super, poți să fii cel mai frumos om ever. Că de undeva ți se dă și apoi ți se și ia. Dar de fapt, de ce ne dorim aceste lucruri? Nu de fapt fugim
tânjim după ideea de frumusețe sau ideea de bogăție sau... Și în momentul în care ajungi, să zicem, într-un fel sau altul acolo, îți dai seama că de fapt cineva sau câteva persoane ți-au vândut o iluzie despre ce înseamnă să fii bogat, frumos și adorat și iubit și așa mai departe? Poate dacă nu v-ați pus această întrebare, iată că avem prilejul de a ne pune întrebarea asta împreună. Și vreau să vă împărtășesc o experiență a mea personală cu momentul în care am trebuit să fac lucrarea de licență, dar știu, o să ziceți, oh, neinteresant. Nu, e interesant pentru că lucrarea mea s-a bazat pe subiectul cum îi influențează pe cei de vârsta mea și mai mici, adică generația Z, Instagram. Pentru că probabil că știți, Instagram este această platformă care propagă ideea de perfecțiune. În general, ne rezumăm la perfecțiune. Deci, a trebuit să vorbesc, să fac câteva interviuri, ceva peste vreo 20 de interviuri cu fete mai mici sau de vârsta mea și să vorbim despre experiența lor cu social media, în speță Instagram-ul. Care credeți că au fost rezultatele? Ei bine, pe lângă faptul că nu am mai simțit singură, adică nu am mai simțit descurajată sau insuficient de frumoasă, de deșteaptă, că nu împlinim anumite standarde, că nu suntem 90-60-90 și așa mai departe, am descoperit faptul că foarte, foarte multe fete au avut probleme mult, mult mai mari decât mine. Și anume, am vorbit cu fete care au recurs la operații estetice din cauza social media, care au avut probleme cu alimentația, care au ajuns la anorexie din cauza Instagramului, care au avut o grămadă de experiențe nefericite și, într-un fel sau altul, au conștientizat asta pe măsură ce au înaintat cumva în vârstă, ceea ce este un lucru bun. Adică, cred că ar trebui să încetăm să ne mai comparăm cu ceilalți, deși, conform anumitor studii, este o chestie naturală, este în ființa noastră de a ne compara cu alte persoane mai bune sau mai puțin bune decât noi, că și asta este o discuție lungă. Dar ar trebui să ne oprim un pic din toată chestia asta și din uitatul în oglindă, de ce nu avem ochi albaștri, de ce nu suntem blonde și de ce nu avem 90-60-90 și să ne întrebăm de ce ne comparăm cu aceste persoane, dacă aceste persoane sunt în realitate, nu pe social media, dacă sunt în regulă ele cu ele. Și poate ne dăm seama, de fapt, avem mai mult decât am crede, că poate toată energia asta negativă pe care o vărsăm asupra noastră și asupra corpului nostru, ne spunându-ne în continuu că nu suntem suficient de buni sau de frumoși sau de deștepți, am putea să o canalizăm într-un lucru mult mai frumos care ne-ar face bine. Deci, cam asta am vrut eu să împărtășesc cu voi pe scurt, în cazul în care voi îmi lăsați comentarii cu experiențele voastre, cu felul în care poate ați trecut sau încă n-ați trecut peste astfel de comparații și de experiențe, lăsați în comentarii și dacă primesc feedback pozitiv de la voi, eu o să continui această serie. Așa că eu vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, nu uitați un like, un share și să îmi spuneți părerea voastră și noi ne revedem data viitoare. Vă pup!